Una dintre săgeți a fost trimisă chiar ieri dimineață de către președintele Consiliului Județean, întrebat de jurnaliști despre finanțarea festivităților programate cu ocazia zilei de 1 decembrie. Petre Manuel Neagu a făcut o aluzie că evenimentele organizate de primărie au un parcurs financiar diferit. Noi nu lucrăm, eu știu, cu firme de PR sau cu terți. Noi toată activitatea o facem doar cu personalul din Consiliul Județean și instituțiile noastre, cu specific mă refer teatru, muzeu, centru de creație. Era normal să asigurăm sumele. Aseară, la deschiderea festivalului de comedie 7B, în fața publicului din sala teatrului George Ciprian, cei doi au împărțit câteva replici, dar pe un ton mai relaxat, având în vedere locația și specificul evenimentului. Primul pe scenă, edilul șef Constantin Toma, a ironizat relația cu Petre Emanuel Neagu, catalogând-o drept iubire eternă. Am să încep momentul oficial prin a-l invita pe scenă pe domnul primar al Buzăului, Constantin Toma, ca să răspundă cine la public. Mulțumesc mult, bună seara, dragi buzoieni! Mulțumesc, doamne președinte Petre Neagu, iată că se poate să avem și un proiect în comun. Nu prin semna iubirii noastre eterne. Spre finalul unui discurs de mai multe minute, primarul i s-a adresat din nou lui Neagu, aflat în primul rând din sală, asigurându-l că va încheia speech-ul cât mai repede. Și așa cer și eu aici și coleg de peste tot, cu asta chiar termen, Petre, că ți-am furat o scaie. Mai e așa o chestie. Vezi că fac teatru de comedie aici. După ce a fost invitat pe scenă, președintele Petre Emanuel Neagu i-a dat replica lui Toma, mulțumindu-i totuși pentru că s-a alăturat în organizarea festivalului de teatru. Mulțumesc! Cred că m-a spus în seara asta, dar eu și cu Tomița. Asta este mâine seara la spectacol. Nu am glumit. Încă o dată, mulțumesc domnului primar Toma că a devenit partenerul nostru în acest minunat, eu așa cred, act de cultură. Din toate aceste momente jucate de cei doi pe scena teatrului, a ieșit o invitație reciprocă la colaborare. Deci, Petre Neagu, hai să fim uniți ca să facă ceva cu zăul ăsta că ne ducem la bine. Vă mulțumesc mult, succes! Sunt ferm convins că împreună cu primăria municipiului Buzău și cu domnul primar Toma vom face multe proiecte împreună, că așa este normal să fie. Scandalurile între cei doi șefi de administrație sunt de notorietate și au început pe fondul conflictului deschis pe care primarul Toma l-a avut cu fostul director al companiei de apă Ionel Tescaru. Președintele Petre Emanuel Neagu, în calitate de lider al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, sprijinit de primari, a respins toate propunerile edilului șef Toma cu privire la îndepărtarea lui Tescaru. La un moment dat, războiul a ajuns și la faza unor plângeri penale, iar punctele culminante ale relațiilor tensionate au fost în februarie 2017 și în octombrie anul trecut, când primarul Toma i-a cerut președintelui Neagu să-și dea demisia din toate funcțiile publice. Doar intervenția liderului PSD Buzău, Marcel Ciolacu, a făcut ca lucrurile să nu scape și mai mult de sub control, ambii combatanți fiind avertizați să înceteze disputele publice. De atunci nu au mai existat contremari, însă de fiecare dată când au ocazia, Toma și Neagu se atacă subtil.